Bună dimineața! Vă salută, Tatiana! Astăzi dimineață vom încerca să finalizăm proiectul Mirele și Mireasa. Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem acum este să lucrăm pălăriuța Miresei, pentru care vom folosi același fir de Scoția, cu care am lucrat și rochița. Vom avea nevoie de croșetul cu numărul 1. Vom avea nevoie de bucată de voal, vom avea nevoie de foarfece și de acul pentru cusut lână, astfel ne va fi mai ușor să formăm voalul. Și apoi, bineînțeles, vom avea nevoie de multă răbdare. Vom începe lucrarea, ca de obicei, în modul în care începem toate lucrările noastre, în cercul magic. Voi lucra pentru început un număr de două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Deci avem primul, cel de-al doilea și vom continua lucrând piciorușii duble reduse. Un număr de 10 vom avea nevoie în total, punând la număr și primul, cel format doar din ochiurile de lanț. Și astfel noi vom porni și această parte a epopeei, reușind să finalizăm acest proiect și astfel să dăm curs dorinței doamnei Mariana Ciomărtan. Deci vom continua, vom lucra un număr de 10 piciorușe duble reduse. Am lucrat cele 10 piciorușe dublu reduse, vom închide cercul magic. Vom închide acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat. Vom închide cu fir alunecat, iar următorul rând vom lucra un picioruș dublu redus, eu aici am făcut cele două ochiuri de lanț care le reprezintă, după care vom continua cu o înmulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, un picioruș lucrat în mod normal, picioruș dublu redus, bineînțeles, urmat de o mulțire în următorul. Iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 15 piciorușe dublu reduse. Am ajuns la capătul acestui rând, care îl vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, după care vom continua lucrând două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. În următorul vom face din nou un picioruș dublu redus, după care vom face o mulțire. Deci acest rând va consta în a lucra două piciorușe în mod normal, iar în cel de-al treilea vom face o mulțire. În felul acesta vom obține un număr de 20 de piciorușe, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, vom închide așa cum v-ați obișnuit, în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat, două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Vom continua lucrând cel de-al doilea picioruș dublu redus, cel de-al treilea picioruș dublu redus, iar în următorul, deci în acest, scuzați, vom face din nou o mulțire. Avem 1, 2, 3. În cel de-al patrulea vom face o nouă înmulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Deci o serie de 3 piciorușe dublu reduse consecutive. Iar în al patrulea vom face o mulțire. Avem 3, iar acum o mulțire. Și în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului.
Am ajuns la capătul rândului, vom închide ca de obicei, cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi, din ochi de lanț din primul picioruș. Voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, iar apoi vom face un rând de piciorușe în tehnica back loop și vom lua doar partea din spate a fiecărui picioruș din rândul anterior, deci partea din spate. Astfel vom da acea începutul acelei părți care va veni în jos, de la calota pălăriei în jos. Scuzați dacă uneori îmi pierd cuvintele, nu este un tutorial pregătit, este ceea ce în acest moment stau elaborând, deci ceea ce vedeți este pură invenție în modul în care să pot realiza acest tutorial. Întotdeauna dumneavoastră să fiți atente, să măsurați după măsura dopului pe care îl are sticla dumneavoastră, continuăm acest rând, tehnica back loop, imediat vom ajunge și la capătul acestui rând, după care vom continua. Pentru că aș dori să fie un pic diferită această pălăriuță de pălăria domnului Mire, pentru că trebuie să fie și un pic mai largă și un pic mai elegantă. Dăm mai mult lărgime, mai ales bordul să fie mult mai amplu. Am ajuns și la capătul acestui rând, după cum vedeți. Eu sper să nu ies din cadru. Aici, ultimul picioruș, voi închide cu fir alunecat cel de-al doilea ochi din primul picioruș, două ochiuri de lanț, după care eu voi face două rânduri, doar două rânduri, de piciorușe duble reduse în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Deci două rânduri, după care ne vom întâlni pentru a continua acest proiect. Să-mi închid și acesta. Așa. Am ajuns și la capătul celor două rânduri de piciorușe duble reduse. Voi închide în cel de-al doilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. În acest moment voi face 1, 2, 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus, după care, în corespondența fiecărui ochi, voi face un picioruș dublu redus în tehnica back loop, însă de data aceasta vom intra doar în partea din față a fiecărui picioruș, deci nu vom lua piciorușul întreg, doar partea din față, și vom continua în acest mod să lucrăm acest rând. Vedeți? Voi lua doar partea din față. În felul acesta. Nu este greu, deja v-ați obișnuit cu această tehnică,
iar noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua lucrarea. Astfel vom da formă, vom începe să lucrăm partea de jos, bordul pălăriei. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide în cel de-al doilea ochi de lanț de la începutul acestui rând, deci de la primul picioruș cu fir alunecat. Acum voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi adăuga cel de-al treilea ochi de lanț, care va fi un ochi de lanț de separare, după care voi continua lucrând un picioruș dublu redus, un ochi de lanț, eu sper să se vadă ceea ce realizez, un picioruș dublu redus, un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Deci vom lucra un picioruș dublu redus cu un ochi de separare între ele. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vedeți, deja începe să prindă contur partea de jos. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide rândul în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Eu lucrez cu atenție pentru că am camera în față și nu văd prea bine ceea ce realizez. Acum voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În corespondența ochiului de lanț de separare, vom face două piciorușe dublu reduse. Scuzați, m-am exprimat picioruș dublu, am greșit. În corespondența piciorușului dublu redus, voi face din nou un picioruș dublu redus. În corespondența ochiului de lanț, din nou voi face două piciorușe duble reduse și în felul acesta vom continua întreg rândul, încercând să formăm o pălăriuță cât mai atrăgătoare, cât mai frumoasă la vedere. Vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vedeți, deja prinde contur. Bineînțeles, când va fi pus pe capacul sticlei, va avea cu totul un alt aspect. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide în cel de-al doilea ochi de lanț cu fir alunecat. Voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Firul pe croșet odată voi intra în primul picioruș dublu redus pe care l-am realizat în corespondența ochiului de lanț de separare. Deci aici voi face un picioruș dublu redus. Între cele două piciorușe duble reduse, între ele, voi intra și voi face un picioruș dublu. Din nou, în corespondența piciorușului dublu redus, voi face un picioruș dublu redus. Voi intra în următorul picioruș dublu redus. Voi face picioruș dublu redus în primul picioruș dublu redus din corespondența celor două ochiuri de lanț, un picioruș dublu redus între cele două piciorușe
din corespondența ochiului de lanț de separare, voi face din nou un picioruș dublu. În felul acesta vom continua. Deci, ceea ce vom pune în plus va fi piciorușul dublu pe care îl vom lucra între cele două piciorușe dublu reduse din corespondența ochiului de lanț pe care l-am făcut în rândul anterior. Deci vom intra exact între ele și vom face un picioruș dublu. Astfel pălăria va fi un pic mai amplă și îi vom da o formă un pic mai deosebită. În felul acesta continuăm până la sfârșitul acestui rând, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a continua lucrarea. Vă rog să scuzați vocea. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face un ochi de lanț, după care voi continua în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, voi face un picioruș scurt, iar acesta va fi ultimul rând al acestei lucrări. Deci doar piciorușe scurte, de jur împrejur. În felul acesta, apoi vom fi gata să punem voalul și să închidem această lucrare. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a încheia. Deci, un rând de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Voi scurta firul. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-l ascundeți cu acul acest capăt de fir. Însă, mai înainte, vom închide lucrarea pentru a nu se vedea acest colțișor urât, exact cum am făcut ieri. Vom sări două piciorușe scurte, vom extrage firul . Vedeți, nu se cunoaște unde am închis. Mă voi întoarce înapoi și voi extrage din nou firul exact în corespondența punctului unde am închis rândul. Uitați-vă că nu se vede niciun colțișor urât. Iar acum, cine nu reușește cu croșetul, cu acul poate ascunde acest capăt de fir, așa cum voi face eu acum. Eu îl ascund cu croșetul, mi-este mai ușor. După care vom da stabilitate lucrării. Facem felul acesta. Vedeți ce frumos se vede acest ajur pe pălăriuță? Voi intra aici. Și voi închide lucrarea de tot. Voi scurta acest capăt de fir și ne vom ocupa de voal. Mi-mi place. Acum voi lăsa la opinia dumneavoastră dacă vă place sau nu ceea ce am realizat. Bineînțeles, când îl vom pune pe sticlă, va avea cu totul un alt aspect.
ne vom ocupa de voală, așa cum spuneam. O bucată de voal, mărimea, dimensiunea pe care o doriți dumneavoastră. Încercăm să fie un pătrat. Îl voi pune în două, în felul acesta, apoi în patru. Îl voi îndoi odată, cu atenție. Îl voi îndoi din nou, cu atenție. Apoi cu foarfecul voi tăia, voi încerca să fiu cât mai precisă, cum tăia în felul acesta. Această parte o vom da deoparte. Vedeți cum a ieșit un pic ajurat. Așa. Îmi place cum este. Bineînțeles. Bineînțeles că o să-mi placă că-l fac eu. Să nu râdeți de mine acum că eu vorbesc singură. Voi încerca să ridic camera mai sus să puteți vedea. Am ajuns la ultima parte, partea cea mai delicată. Vom pune voalul. După cum știți, am tăiat materialul. Acum îl voi desface încet și îl voi pune deasupra. Aici aveți mai multe posibilități. Fie îl coaseți de jur împrejur, însă eu nu aș dori să-l cos, pentru că, așa cum am specificat, toată această lucrare poate fi mutată de pe o sticlă pe alta. Eu îl voi pune în felul acesta, apoi cu această pamblică adezivă, deci care se lipește, eu voi merge de jur împrejur și voi da stabilitate. În felul acesta, cu atenție, aici este un pic mai migălos. Eu sper să reușesc. Sper să nu fiu prea jos. Și când vom dori, vom putea schimba în orice moment toată lucrarea pe o altă sticlă. De aceea nu am făcut și partea de desubt, deci fundul sticlei, nu l-am îmbrăcat. Aceasta așa ca o completare pentru doamna care spunea că trebuia să fac dedesubt, doamna care știe foarte bine totul, însă nu a luat în considerare faptul că la un moment dat toată această lucrare va avea nevoie de îngrijire, va avea nevoie să fie curățată și de ce nu, așa cum spuneam, să fie schimbată pe o altă sticlă. Nu este obligatoriu să ținem această sticlă o viață întreagă. Apoi deasupra îi vom aplica pălăriuța, care după cum vedeți este foarte elegantă, mie îmi place, un pic ondulată. În această parte, vedeți care, dacă doriți, puteți să o, apretând-o, puteți să o ondulați în felul în care doriți. Însă eu vreau aici, această parte, să fie un pic mai lăsată și pe această parte, în funcție de modul în care veți decora, eu am ales aceste floricele de culoare albastră, după cum vedeți.
voi aplica aici, într-o parte, eu nu o lipesc, ci doar eu voi aplica în felul acesta pentru a-i da o notă de eleganță, pentru a fi în ton cu floarea din pieptul domnului Mire. Voi da un pic deoparte, în felul acesta puteți admira întreaga lucrare. Eu sper foarte mult să vă placă, sper să îmbrățișați cu drag această idee. Persoanelor care îmi sunt alături, le mulțumesc foarte mult. Voi face modul în care să aveți o privire de ansamblu a întregii lucrări. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile frumoase. Este o bucurie pentru mine în momentul în care aud citesc de fapt aceste comentarii atât de dulci. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Voi lăsa camera mai jos în modul în care să puteți vedea cât mai bine. De asemenea, vreau să spun tuturor colegilor de pe canalele de YouTube să știți că rând pe rând, pentru că suntem o comunitate mare, rând pe rând, eu îmi dau corijențele, exact ca la școală, știți? Fiecare va intra, va avea vizualizările de care are nevoie. Poate nu voi da comentariu la toate, la fiecare vlog pe care îl urcați, voi da un like, însă să știți că voi încerca să dau și comentarii. Să știți că toate acele vloguri care au un comentariu de la mine sunt urmărite cap-coadă. De asemenea, mulțumesc și doamnelor care nu au vloguri, doamnele care sunt înscrise pe canalul de YouTube. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. Din nou, cu drag, vă salută Tatiana. La revedere! Thank you.